Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Nu au fost vești despre Slater Colu și Halil Brahim Ceyhan de mult timp. Chiar dacă cei doi s-au despărțit complet, fanii lor spun în continuare că Silhal continuă. Unii dintre noi pot spune că această iubire s-a încheiat și unii dintre noi sunt siguri că într-o zi va începe din nou. După cum știți, există două nume care joacă un rol important în dragostea lui Slater Colu și a lui Halil Brahim Ceyhan. Putem spune că cuplul Özceyaz și Gökayberk Demirci a depus mult efort în dragostea lui Halil și Sla. Conform acuzațiilor, Özceyaz și Gökayberk Demirci au decis să se căsătorească în septembrie. Celebrul cuplu a pregătit deja o listă de invitați. Deci cine este pe această listă și cine nu? Se presupune că atât Slater Colu, cât și Halil Brahim Ceyhan se numără printre oaspeți. Se presupune că cuplul va participa la nuntă, pentru că ambele părți sunt cunoscute a fi prieteni apropiați. Ce se va întâmpla dacă Slater Colu va participa la această nuntă cu iubitul ei Alp Navruz? Chiar credem că va fi o experiență culinară foarte diferită. Așteptăm deja această nuntă, care poate fi nunta anului. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!